Vă spun tuturor, în primul rând vă mulțumim reprezentanților presei că ați răspuns invitației noastre și ați venit astăzi la sediul SLM pentru conferința de presă anunțată cu tema căile metroului în 2024. Am organizat această conferință de presă din mai multe motive. Dar primul motiv a fost și este faptul că în anumite articole din mass media online sau TV, salariații metroului au fost acuzați că ar sta la originea pierderilor generate în anumite contracte cu terții, contracte de investiții. Metrorex-ul, așa cum știe toată lumea, este o unitate de transport public de călători la nivel de metropola București, care transportă zilnic 600.000 de călători pe o suprafață de 4% din rețeaua totală de transport a zonei metropolitane București-Ilfov. Problemele la metro, că sunt mai multe probleme, în primul rând sunt istorice și, după părerea noastră, în principal din activitatea de investiții. Știe toată lumea că am avut o magistrală 5 drumul Taberei Eroilor 2, care a fost dată cu 5 ani de zile în întârziere, în exploatare și totodată ne-a costat cu 70% mai mult decât trebuia să coste inițial. Este foarte trist că și anul acesta am primit prin instanță datorii și penalități care duc undeva la 162 de milioane de lei. Nu are nicio vină personalul metroului de exploatare din subteran pentru aceste datorii. Adică trebuia să plătim 225 de milioane de euro pentru structura magistralei 5 și încă plătim și am ajuns undeva la 130 de milioane în plus, adică am plătit undeva la 350 de milioane. Chiar și anul acesta, 2020, societatea care a construit structura a câștigat în instanță încă o sumă de 52 de milioane de lei. Asta este o primă cauză pentru așa zisă neperformanță a metroului. Nu este o treabă de exploatare, este o treabă care vine din investiții din magistrala 5. O altă piatră de moară de piciorul exploatării Metrorex este contractul de mentenanță. Contract care a fost prelungit în urmă cu 3 anișori pe o perioadă de 15 ani, deși USLM-ul începând cu 2016 a făcut nenumărate demersuri, chiar s-a făcut un studiu pentru internalizarea activității de mentenanță la materialul rulant de la Metrorex. Studiul arăta foarte clar că pe termen lung cea mai bună soluție este internalizarea. Dar pe termen scurt exista o problemă în furnizarea pieselor de schimb. Și uite, așa am ajuns să se semneze un nou contract cu care oamenii din subteran nu au nicio legătură, nu SLM-ul, nu oamenii, angajații, cei care muncesc zi de zi în subteran, au hotărât prelungirea acestui contract. Așa s-a hotărât, așa s-a semnat și ca atare, în fiecare lună avem de plătit un 20 de milioane de lei pentru această activitate de mentenanță, ceea ce înseamnă că dacă nu s-a plătit în octombrie trecut, am ajuns undeva la 220 de milioane pierderi. Dacă adunați 220 de milioane de la partea de mentenanță și cu datoriile din investiția pentru magistrala 5, o să ajungeți la o sumă care este o problemă pentru Metrorex, dar nu este o problemă din exploatare. Oamenii din metrou își fac datoria zi de zi. Mai ales că față de cel mai mare număr care l-am avut odată cu darea în exploatare magistralei 5, 5.690, astăzi suntem la 4.975, adică am pierdut 700 de posturi. Oamenii muncesc mai mult ca să acopere acest deficit de personal și li se spune că nu sunt bani. Dacă tot muncesc mai mult și nicio activitate din cele care se făceau acum 3 ani nu s-a renunțat la această activitate, deci o prestăm în continuare, de ce nu am dreptul să îmi mențin măcar nivelul de trai? Nu este vina salariaților Metrorex pentru datoriile istorice. Totodată, după cum bine cunoașteți noastră, că sunteți mulți dintre noastră
reporter pe probleme de transporturi, cunoașteți foarte bine că în ultimii 10 ani de zile finanțarea la Metrorex a fost, de fapt a fost o subfinanțare în fiecare an de necesarul de subvenție. Am primit doar undeva spre 75%. Chiar și în anul acesta, deși contractul de prestări servicii de transport a fost semnat pe 1 miliard, suma pe care am primit-o a fost de 726. Nu acopera nici măcar salariile personalului. Este mai mică decât cea de anul trecut. Se propagă că de vină sunt angajații. Există acum o luptă în presă. Am văzut un anumit organ de presă care tot acuză, nu vrem să spunem că are o comandă să acuze împotriva Metrorex-ului și a salariaților. Dar, repet, salariații Metrorex din subteran care exploatează metrou nu au nicio vină nici cu Astaldi, nici cu Alstom, nici că au venit trenurile, nici că n-au venit trenurile. Că este o problemă și venirea trenurilor și bănuiesc că o să-mi puneți mai multe întrebări. La acest moment sunt venite trei, urmează să vină și al patrulea tren. Din păcate, probele sunt suspendate. Trebuiau să facă primul tren, trebuia să facă 10.000 de kilometri pentru a putea fi dat drumul la serie, 10.000 de kilometri de rodaj pentru a putea fi folosit. Următoarele două, după ce primul făcea 10.000, intrau și ele în 2.000 de kilometri de rulaj și ar fi trebuit să exploatăm magistrala 5 cu trenuri noi, Metropolis, produse de de compania Alstom. Europa, care au hotărât să le construiască în Brazilie. Nici aici nu are nicio vină, niciun salariat, pentru că aceste trenuri nu funcționează. Nu vreau să spun că la probele care s-au făcut au fost ceva probleme la care specialiștii din România le-au dovedit, specialiștilor transmis în extern de către Alstom, că vina nu este a personalului Metrorex, este o problemă de material roman furnizat. Am hotărât noi, care suntem reprezentanții membrilor USLM, salariații Metrorex, să facem această conferință de presă, să scoatem adevărul la iveală. Toată lumea trăiește cu impresia că oamenii de la metrou doar vor. Nu vor nimic. Acum oamenii de la metrou negociază contractul colectiv de muncă și se luptă să-și mențină drepturile câștigate în anii anteriori. E ceva paradoxal. Adică noi astăzi nu negociem să câștigăm, să ne menținem nivelul de trai. Am ajuns cu această conducere a Metroex-ului să negociem, să ne menținem drepturile câștigate, pentru că la toate problemele semnalate de USLM, conducerea Metroex ridică de numări. Lasă că e bine, bă, e bine și fără bonuri, e bine și fără dreptul de apă. Vă dau un exemplu. Angajatorul este obligat să asigure condiții de muncă decente. Prima condiție este un aer, activitatea e la subteran, da? Prima condiție este un aer respirabil. Instalațiile de ventilație sunt produse în 83 pe magistrala a doua și nu poți să spui că dacă iei gazele de la eșapamentul mașinilor de la suprafață și îl introduci ca aer proaspăt în metro, există o calitate a aerului satisfăcătoare. Știe toată lumea, pentru că au fost făcute studii și acum în octombrie și s-a dovedit că la anumite particole suntem depășiți și cu 20%. Dacă aer nu avem, măcar să avem apă. Din păcate, apa din rețeaua de metrou, metrou își folosește puțurile de mare adâncime pentru a-și furniza apa. Apa este declarată nepotabilă. Am avut contracte de furnizare de apă potabilă expirate în octombrie 2023 și într-un an de zile nu s-a reușit să se facă o achiziție pentru a putea beneficia de apă lichidă atât de vital. Și dumneavoastră lucrați, sunteți angajați la anumite trusturi de presă și bănuiesc că aveți acolo condiții astfel încât să primiți o apă care să fie potabilă. Salariații de la metrou de un an de zile nu mai au acest drept. Pentru că se ridică de număr, că sunt licitații, că s-a anulat, că s-a contestat, tot felul de soluții ca să nu se rezolve. Din păcate, acest mod de lucru în ultimul an de zile la Metrorex s-a accentuat, astfel încât oamenii sunt din ce în ce mai inflamați și nemulțumiți. N-avem aer, n-avem soare, n-avem apă, n-avem nimic. N-avem bani pentru materiale de schimb. Numai prin priceperea oamenilor reușim să menținem metrou funcțional, în special pe magistrala a doua.
Și când este momentul să negociem și noi o creștere salarială, ni se spune că nu se poate, că nu vă dă voie legea. Cum se nu înțelegem cum se poate ca atunci când o lege acordă drepturi, cum sunt asigurările de sănătate și care nu le-am găsit soluții de 3 ani de zile, deși legea, statutul personal feroviar care prevede această asigurare de sănătate și de viață și de malpraxis pentru salariați, nu se găsește soluția, domnule, nu găsim, nu putem să facem achiziții. Atunci când legile ne dau drepturi, nu găsim soluția să le dăm, dar atunci când se invocă o lege care ți-a dând drepturi, se aplică de îndată. Nu știu câți dintre noastre cunoașteți în presă că USLM-ul a executat silit anul acesta Metrorex-ul. De ce am ajuns la această măsură drastică? Vă dați seama, exista riscul ca metrou să blocheze conturile astfel încât salariații să nu-și primească salariile. Dar am făcut în așa fel executarea ca salariații să nu simt. De ce? Pentru efectiv, deși am câștigat în instanță de un an de zile anumite procese cu drepturile salariaților, conducerea Metrorex a refuzat să le plătească în speranța că vom uita de ele. Nu putem să uităm de banii salariaților, de sume de 4 milioane, de aproape 7 milioane, toate procesele pe care le avem cu Metrorex-ul, când excepție procesul pe spațiile comerciale, care înseamnă 10 milioane singuri, și să acceptăm să ni se ia toate drepturile. Asemenea, fac negocieri colective undeva din 2005. Ca în acest an, o bătaie de joc în care doar ne întâlnim să ni se spună că nu se poate să mai renunțați la drepturi, n-am găsit niciodată. De aceea am făcut invitația conform legii, dialog, că de-aia vă spuneam. Conform legii, am făcut pe 31 iulie invitație. Ei, conform legii, trebuia să răspundă în 5 zile că ne vedem. Au răspuns după 35 de zile. Când ne-am dus la negocieri, ni s-a spus că n-au ce să ne dea, că degeaba venim acolo, că n-au ce să ne dea. Să mai negociem, să mai pierdem din drepturi. Nu se poate, legea interzice. Un drept câștigat nu se poate pierde. Sunt foarte dezamăgit pentru că nu poți, după atâția ani de muncă în metrou, să constați că actuala conducere, deși are o vechime destul de lungă în metrou, are o bucurie din a lua drepturile salariaților. Nu pot să văd cu câtă nonșalanță să minte în instanță că nu li se cuvine oamenilor drepturile pe care nu le-au acordat din 2021, deși erau obligați de lege. Avem mii de procese cu Metrorex-ul, ceea ce arată foarte clar că nu există un dialog social. Și săptămâna aceasta am mers la negocieri ca să constatăm că ni se cere să renunțăm la drepturi. Nu o să renunțăm la nimic, le-am câștigat până în luptă. Dacă nu sunt în stare să asigure salariaților ceea ce angajatorul, adică Metrorex-ul, și-a asumat până legi, până contracte colective de muncă, au și varianta să ne lase în pace, au varianta demisiei, pot să plece liniștiți acolo unde cred că pot face față. Din păcate există la nivel central al administrației o grupare care are o bucurie din a face rău sindicatului ca instituție și deci odată ce te iei de sindicat, te iei de salariații tăi. Eu știam că oamenii care conduc metrou sau care conduc o unitate au obligația morală și cred că nu pot să fii general fără, cum spunea cineva, fără trupe în spate. Nu pot conduce dumnealor singur din birou un metrou, o instituție atât de complexă. Din păcate, la momentul acesta, cu această lipsă de dialog social ne confruntăm. Salariații nu sunt informați asupra legilor, este o obligație, lucrăm pe o instrucție feroviară, fiecare se ascunde după o lege pe care nu o prelucrează, pe care nu o aduce la cunoștință și de-aia suntem într-un moment destul de critic, care poate duce la un conflict de muncă general, care poate bloca în totalitate activitatea metroului, pe care noi nu ne dorim să blocăm activitatea, cunoscând importanța metroului pentru această metropolă București. Dar, dacă nimeni nu stă de vorbă cu noi, am ajuns să mergem să discutăm la niveluri superioare administrației Metrorex, care găsesc soluții, dar pe care societatea Metrorex nu le pune în aplicare. Vă dau un exemplu. Anul trecut am avut două memorandumuri care s-au aprobat în guvern și până insistența USLM-ului. În aprilie, guvernul a aprobat un memorandum pentru cei din servicii esențiale, apă, canal, termie, utilități publice, transporturi publice locale, până care li s-au menținut drepturile, le-a acceptat de la aplicarea legii 296, acea lege a austerității.
Am avut aici o întâlnire și cu vicepremierul, care a spus că vom rezolva problema și la Metrorex, să fim și noi ca cei de la STB să ne bucurăm de tichetele de masă. Surpriza a fost alta. Deși am găsit înțelegere, Metrorex-ul a refuzat să transmită. Noi am notificat Metrorex-ul, iar Metrorex-ul avea obligația să transmită către guvern un document prin care să fie acceptat un memorandum de acceptare a Metrorex-ului de la aplicația articolului 40 din legea 296 privind tichetele de masă. N-a mai plecat hârtia de la Metrorex. Și așa suntem și în acest moment și nu putem să acceptăm ca Metrorex-ul să fie văduvit de drepturile sale când și noi facem transport public în comun, servicii esențiale, ca și ceilalți 153.000 de salariați în serviciile esențiale la nivel de țară. Nu suntem cu nimic mai prejos. Contractul colectiv de muncă spune că salariații au dreptul, angajatorul este obligat să asigure alimentație de protecție și de întărire a organismului, ținând cont de condițiile grele de muncă în care se desfășoară activitatea la metro. Dacă s-au dat tichetele de masă, am zis, bă, nu poți să primești dreptul de două ori. Dar dacă nu se dau, dăm sporul care trebuie să mi-l dai. Și din păcate, nu se poate, mai grav e când zice că nu vrem, că e bine și așa. Nu poți să fii director la Metrorex, să faci parte într-o comisie de negociere și să spui că lăsați că vă descurcați cu ce aveți, nu vă trebuie mai mult. Drepturile le-am câștigat în timp, în lupta sindicatului și nu o să permitem niciunui director de afară sau din interior să ne trateze cu lipsă de respect, să ne obtureze drepturile cuvenite și să nu asigure un dialog social. Avem nenumărate adrese prin care am solicitat respectarea dialogului social. Din păcate, cu regret spun asta, pentru că sunt mulți în conducerea Metrorex care au totuși o vechime, au crescut aici, au și 40 de ani, lipsa de respect față de cei care te susțin acolo prin munca lor, că dacă ar fi în fiecare zi timpul noi, nu cred că ar mai fi niciunul director pe acolo. Dar timpul noi a fost o excepție, datorată și din lipsa de personal, din miile de concedii de odihnă care nu se acordă personalului de material rulant, care a ajuns la o stare cronică de oboseală. Prin toate adresele pe care le-am transmis către guvern, către minister, către administrație, am atras atenția că starea de oboseală poate duce la accidente care pot bloca parțial sau total activitatea metroului, ținând cont și de vechimea instalațiilor. Deja magistrala 2 are 40 de ani de exploatare și nu s-au făcut în sistemul de energoalimentare, de instalații primare, cale de lucrare, nu s-au făcut niciun fel de investiții. Problemele sunt multe, dar vreau să înțeleagă toată lumea. Nu au nicio vină salariații metroului din subteran, din exploatarea metroului, de toate problemele Alstom, Astaldi, sau că nu se acordă apă asigurării medicale, care e obligație, conform legilor, de așa vă spuneam, când e să ni se dea, nu se poate, când e să ni se ia, se rezolvă imediat. Nu mai putem continua și dacă nu vom găsi un sprijin real care să se finalizeze într-un document, într-un contract colectiv de muncă care să fie respectat, în loc să sărbătorim 45 de ani de activitate, s-ar putea să avem un conflict de muncă care să ducă prin neatenție și la o grevă de avertisment și grevă generală, toți pașii fiind făcuți conform legii, pentru că noi respectăm legea, nu suntem de rea credință. Buna credință a fost prin faptul că am prelungit cu două săptămâni, a fost dovedită prin faptul că am prelungit cu două săptămâni perioada de negociere până pe data de 14 octombrie inclusiv. Deși ei n-au găsit timp 35 de zile să ne dea un răspuns, iar după prima discuție mai încinsă, n-au fost în stare două săptămâni să scrie nici măcar pe hârtie ceea ce doresc să fie modificat în contractul colectiv de muncă. Am stat două săptămâni după administrația Metrorex să poată să-și completeze un document în care să transmită ceea ce doresc să fie modificat în contractul colectiv de muncă. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată.
va trebui să găsim soluții, iar noi, USLM-ul, în conformitate cu legea, așa cum v-am spus, vom merge până la capăt. Dacă nu vom fi respectați și dacă nu vom găsi soluții, astfel încât să ne bucurăm pe 19 noiembrie, când se sărbătoresc 45 de ani de exploatare a metroului. Trebuia să fac o prezentare. Numele meu este Mariana Timon, sunt președintele USLM-ului. În dreapta mea se află domnul secretar general Cristian Bratu, domnul vicepreședinte Valentin Turcu, domnul vicepreședinte Răzvan Lazăr, domnul vicepreședinte Florin Herda. Dânsul se ocupă de partea de exploatare mecanică, cunoaște foarte bine și zona de Alstom și de probe cu Alstom pe trenuri, comercial, automatizări, telecomunicații, zona de electromecanică care asigură ventilația, aerul, scările și tot ce trebuie pentru lifturi, forță. Și eu vin în zona electroenergetică, fiind la subteran, fără lumină, nu se face nimic. Dacă cineva mai dorește să spună ceva sau dacă nu, trecem la întrebările noastre. Spuneți, domnul Vărbulescu. Deci înțeleg așa că negocierile se derulează până pe 14 octombrie și până în noiembrie, până de ziua metroului, ca să zic așa, ar fi posibilă declanșarea unei greve. Vă răspund la ambele întrebări. Da, fiind de bună credință, USLM a mai dat o șansă administrației și a permis prelungirea perioadei de negocieri cu încă două săptămâni, de la 1 la 14 octombrie inclusiv. Chiar ieri am făcut o adresă și am solicitat Comisiei de Negociere Administrației ca mâine, 10:10, orele 12, să prezinte în subteran, de data asta măcar o ședință să se facă în subteran, să continuăm negocierea. Dacă nu vom găsi soluții în baza statutului USLM și în baza legii, vom continua ceea ce înseamnă lupta sindicală, și anume picetări, mitinguri de protest, conferințe de presă am făcut, mediere, conciliere, și dacă nu găsim soluția care, undeva, conformitate cu legea, vom ajunge și la greva de avertisment și chiar la greva generală. Care este condiția pentru care, la care nu ați renunțat în cazul impropoziției? Păi, prima din revendicări a fost că dorim să se rezolve problemele din trecut, adică să se achite drepturile salariale care n-au fost achitate în 2021-2022 față de salariați și totodată să găsească soluția asigurărilor. Vă putem spune că noi am găsit o soluție, dar dânsii nu vor să fie de acord cu ea, deși această soluție se aplică în mai multe societăți de stat. Toată lumea își dorește asigurări medicale. Știți că veniți din firme private și ați constatat că în firmele private, pe lângă salariu, se dau și asigurări medicale, asigurări de sănătate, asigurări de mari plăcis. Având atât de mari riscuri, ținând cont de vechimea instalației, mâine se poate întâmpla și ținând cont de lipsa de personal și lipsa banilor pentru piesele de schimb, oricând se poate întâmpla un incident care să blocheze activitatea. Și atunci vrei să fii acoperit. Că tu ai obligația să respecti instrucțiile de servici. Dacă nu le respecti și se întâmplă ceva și procedurile de lucru, vine procurorul și te ia la întrebări. Apropo, caz timpul noi. Și când te ia la întrebări, constați că tu ai vrut să fii de bună credință, să-ți faci datoria pentru care te-ai angajat la metrou, și condițiile nu sunt asigurate de angajator, că așa spune legea, angajatorul trebuie să asigure condițiile de muncă și de siguranță în circulație și siguranță în exploatare. Și atunci te întreabă, vă dau un exemplu, știți că este cercetat un salariat Metroerex pe faptă penală că i-a căzut un geam în cap la demolarea spațiilor comerciale? Deci este salariatul care a participat, trimis la ordin, să meargă, să asigure. Deși nu era treaba spalarieților metroului să dărâme spațiile comerciale din metro, i-a căzut un geam în cap. Și este cercetat acum de către poliție că n-a avut echipamentul de protecție. Și că trebuia să refuze să se ducă să facă o lucrare pentru care nu fusese angajat. Păi câte lucrări nu facem noi astăzi care nu sunt în fișa postului? Spuneți. Mai permiteți o întrebare. Vă plângeți de lipsa de comunicare cu conducerea la Metrorex, așa? N-am avut niciodată o lipsă atât de mare de comunicare, deși facem adrese. Ceea ce mă surprinde pe mine cel mai tare e faptul că
nu își îndeplinesc obligațiile de servici să informeze salariații și să, așa cum spune, cum spun o grămadă de legi, legea dialogului social, statutul personal feroviar, să informeze pe salariați asupra situațiilor create. Doar li se spune faceți aia, păi e obligația asta a angajatorului, spuneți. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai fac o completare. Când a fost legea, când a intrat în vigoare legea 296, în loc să informeze toți salariații de efectele acelei legi, literalmente s-au ascuns în birou. Și asta au făcut. Au stat ascuns și în birou. Unul n-a avut curaj să iasă. Deși e obligația lor. Păi bun, și apropo, dacă o altă garnitură de director, ca să zic așa. Între timp s-a schimbat garnitura de director, între cel puțin trei sunt apropiați de un SLM. Asta a scris-o dumneavoastră. Păi doamna Paveliu, de unde? Toți directorii au fost membri de sindicat, pentru că... Păi nu membri de sindicat, doamna Paveliu a fost șefă la aceea doamna realitate. Este suspendată în calitate, a fost alesă de organizația centrală și a fost numită director general, în conformitate cu statutul, s-a suspendat în funcția de membru. La fel au făcut și ceilalți directori din garda veche, domnul Mocanu, domnul Rudinski, care au fost promovați și și-au ales cariera de șef, nu cariera de lider. Adică vreți să spune că v-au uitat așa când au ajuns acolo? Nu ne-au uitat, s-a retras. Și domnul Nedelcu, el are 40 de ani de muncă, avea dreptul să fie. Noi, apropo de organigramă, organigrama a fost făcută într-un fel, contestată de USLM, până la cele mai înalte nivele, și s-a ținut cont de solicitarea USLM-ului. Referitor la reducerea numărului de direcții, păi în 2007, USLM-ul a, în 2007 până în 2020 a solicitat revenirea la 5 directori de ramă. Ce să fac eu acum? Să mă duc să zic că nu-s de acord cu ce am spus 20 de ani? Despre trenurile noi, dacă puteți să spune ceva, de cât timp stă primul tren și nu intră în circulație, câte trenuri au venit și când ar trebui să îngerăm în scoate? Există domnul Herda, care este liderul pe zona de material rulant. După cum știți, primele garnituri au ajuns undeva în primăvară. Deja fac 5 luni de zile de când stau în hală. Personal am participat la probele cu aceste trenuri Metropolis. Astăzi, chiar acum, sunt în desfășurare probe dinamice. Până în data de 7, încă mai sunt proceduri care nu corespund așa cum ar trebui pentru darea în folosință a trenului. Sunt foarte multe probleme care și-au găsit soluții din partea angajaților Metrolex, din partea personalului. Nici de cum, așa cum s-a vehiculat într-un anumit colț de presă, că trenurile sunt funcționale, personalul e autorizat, dar nu vrem noi că... Dar asta nu-i treaba noastră. Cam asta este situația. N-aș putea să vă spun pentru că momentan suntem blocați într-o procedură de remediere a unui defect la trenul Metropolis, care de vreo 2 săptămâni nu se găsește variantă pentru a depăși acel criteriu, ca să mergem mai departe. De fiecare dată s-a schimbat softul, s-a venit cu o altă versiune de soft, automat am reluat fiecare test care a fost prevăzut în ordinele prevăzute de serviciu și în caietul de sarcini. În caietul de sarcini. Momentan nu sunt pentru exploatare. Adică, dacă îmi permite să-l completez, în conformitate cu contractul, ele trebuiau să vină undeva în 2022. S-au amânat, primul tren să vină, a venit în aprilie cu întârziere de un an și ceva. Am făcut niște probe la prima punere în forță, adică să fie sub la cald a trenului. Trenul n-a rezistat. A durat vreo 2 săptămâni să-i găsească defectul. Până la urmă a venit un alt specialist, Alstom, care a găsit un defect pe care îmi rezerv dreptul să nu vi-l comentez acum. Pentru că nu vreau să fie o luptă între... O să-mi rezerv anumite drepturi să le folosesc dacă va veni momentul în instanță. Pentru că ce s-a întâmplat, nu s-ar fi întâmplat niciodată cu un tren livrat de IVA. Îmi pare rău, m-am bucurat că am văzut Inotransul. M-am bucurat foarte mult că a venit noul tramvai, Imperio, și că a venit un alt model de tramvai și am fost acolo la renumitul târg internațional pentru material rulant. Din păcate pentru noi,
domnul Blidar nu a reușit încă să facă un tren de metrou pe care să-l prezinte modernizat. Pentru că cred că ar putea să, dacă știți, la acest contract inițial, domnul Blidar a făcut niște contestații și s-au respins. Dar eu tot sper că România va reuși să mai facă o dată trenul de metrou. Pentru că IVA au 40 și ceva de ani de exploatare, 40 din 78 și reușește și acum, 46 de ani și reușește și acum. Iar la multe piețe sunt mai bune și poți să le exploatezi mai mare durată de timp decât se pot exploata noile trenuri. Mă refer la cele de 2 și a 3-a generație pe care le are Metroex-ul. Din păcate, nu mai putem în România să producem atâta material rulant, nu mai putem să producem piese și de aici și riscurile, pentru că multe din piesele de pe circulație, din circulație și din elementele componente sunt depășite, nu se mai fabrică în țară, deși au fost cândva fabricate în țări. Tot sperăm că sistemul feroviar va reuși să-și revină. Și dacă ați constatat, și la trenurile care le-a cumpărat ARF-ul pentru CFR-uri, există niște probleme în furnizarea trenurilor. Dar n-are nicio treabă, că plec de la acel articol de presă, niciun salarial Metroex din cadrul exploatării Metrorex nu are vreo vină cu întârzierea trenului Metropolis în furnizare. Noi ni le dorim foarte tare, dar altfel primele declarații ale mele din 2023 am spus că nu o să le vedem până în ianuarie 2025 în exploatare. Se pare că m-am înșelat, nu le vedem cel puțin până de Paștele viitor. Sper să nu fie al cailor. Că există, cu tot respectul pentru parteneriat, există și o temere cum că, fiind atât de mare penalități, atât de mari penalitățile și fiind atât de mare cerința de la Metroex, să nu se mai livreze trenurile respective. Sper că e doar un zvon, nu este o realitate. Din păcate și asta, lupta pentru Metroex trebuia să o facă administrația Metroex, nu atunci când sunt atacați în presă, să pună mâna, că domnule, ni s-au solicitat până 5544 până lege, să dăm informații. Trebuie să aibă și curajul să-și apere oamenii și să-și apere interesul. Interesul Metroex-ului e ca trenurile să funcționeze, astfel încât să avem un consum mai mic de energie, să ne permitem o trimititate a trenurilor mai deasă, astfel încât să revenim cel puțin la numărul de călători din 2019, de dinaintea pandemiei. Din păcate, nu am nimic personal cu nimeni, dar la momentul acesta, ce se întâmplă la nivel de conducere Metrorex nu este bine, bănuiesc că aveți noastră o grămadă de informații, în loc să ne batem pentru Metrorex, ne batem pentru scaunele pe care să stăm. Asta se întâmplă la momentul acesta la nivel de Metrorex etaj 9. Dacă nu ne trezim la timp, nu vreau să mai aruncă, să mai supără cineva, ne-a trecut pe la ureche glonțul să ne pierdem, cum îi spune, autorizația de a fi operator de transport. Licență. Tot dintr-o mândrie personală a unuia că fără el nu se poate. Asemenea lucru nu trebuie să întâmple în metrou. Metroul trebuie să funcționeze indiferent cine îl conduce, pentru că are în spate 5.000 de oameni care știu să facă circulație și să facă exploatare. Din păcate, fără bani, fără finanțare, nu o să mai ducă prea mult. Deja, dacă în 10 ani mi-ai dat decât 75% din ce am avut nevoie, gândiți-vă că am un deficit de finanțare de vreo 300%. Care nu poți să-l acoperi cu un buget care îți mai dă puțin să plătești datorii la companiile care au câștigat în instanță procese și nu s-au pierdut din cauza salariaților care fac exploatare la metrou. S-au pierdut unele din decizii politice și poate unele din decizii de management. Cine a greșit să-și asume răspundere. Dar să nu să lase oamenii să-și facă datoria. Să nu vină să spună că vă puteți descurca cu 4.300 sau că 3.000 sunt suficienți pentru metrou. Cine se riscă deja cu 700 mai puțin, eu zic că la nivel, dacă mai pleacă în pensionarea asta conform legii 263, mulți aleg să pensioneze, s-ar putea să nu mai circule metrou, nu că există vreo grevă. Pentru că nu mai are cine să conducă trenurile, pentru că nu mai are cine să facă reviziile, pentru că există niște instrucții de servici care impun anumite periodicități și anumite obligații de servici. Dacă nu se fac, nimeni nu o să-și dorească, da, lasă-mă că semnezi, o să plece trenul. Trenul, Doamne ferește, n-ajunge unde trebuie să plec și dăm de niște probleme care, sigur vă spun eu, când vor veni procurorii, va fi mult mai greu. Noi vrem să facem exploatarea metroului, că asta știm să facem.
Pentru asta ne trebuie oameni, ne trebuie bani și ne trebuie manageri. Din păcate, la momentul ăsta nu pot să spun că stăm așa de bine, la niciun nivel nu stăm bine. Adică la nici la personal nu avem suficient, nici bani și nici manageriatul nu conduce, după părerea mea, pe principiile pe care trebuie să fie condusă o societate de transport public de călători cu specific feroviar și cu caracter social. Ați vorbit de decizii politice și într-adevăr așa a fost cu magistrala 5. Ce părere aveți de faptul că unul dintre cei, după principalul care a luat acea decizie politică de a opri lucrările la magistrala 5, acum este de nou candidat pe listele PSD? Am ales să nu ne implicăm tocmai de aceea nu dau niciun fel de nume pentru noua, fiind campanie electorală sau pre-campanie electorală. Campanie electorală, la mafire acum. Dar nu, tocmai de aceea nu vreau... Să vin aici au fost primite, adică n-a fost... Tocmai asta nu doresc, să intrăm în pre-campanie electorală pentru parlamentare. Că așa putem să spunem, să ne uităm cu adevărat cine conduce astăzi metroul. Că unele probleme în luptele alea de la management nu vin de la doamna Fire. Sigur. Sunt cam galbeni. Sunt acolo niște lupte între galben verzui și galben albăstrăi, ca să zic așa, știți? Dar nu este treaba noastră. Noi aici vorbim de probleme metroului. Nu vreau să intrăm în niciun fel de discuție. Am făcut adrese către guvern, către minister și vom face tot ceea ce avem obligație ca și lider de sindicat, ca să membrii noștri, asta este una din atribuțiile noastre, membrii noștri să-și le crească bunăstarea și nivelul de trai. Cel puțin să-l menținem dacă nu putem să-l creștem. Mai ales și în prisma unui an 2025 care se anunță destul de dur și de dificil. Nimeni nu știe ce va fi, nu ne băgăm acum în probleme politice, dar noi cerem, am cerut guvernului, ministerului, la care deja am avut două întâlniri la care s-a spus că se va găsi soluția și lucrăm la ea. Din păcate, noi avem, am spus, la nivel mai înalt găsim înțelegere și discuții, nu prea găsim. Este foarte trist să te prezinți acolo o comisie de 15 plus 30 de 30 de inși, să ai un dialog, de fapt să nu ai un dialog, fiecare să spună ce dorește. Ce dorește să spună, nu ce dorește să facă. Ca să nu fiu înțeles greșit. Domnul Borbulescu, sunteți ușor tendențios. Pare că aveți așa un punctaj pe care... Nu. Costin Simeone, numele meu, lider la tinere. Pare că aveți așa un punctaj pe care trebuie să-l urmăriți. Va de la domnul Stanciu, ceva suflat? Nu intrăm în asta. Noi nu am acuzat pe nimeni, am spus că nu ce se întâmplă. De fapt, situația la momentul acesta... Ce legătură avea doamna Firea cu domnul Stanciu? Adică chiar nu l-a priceput. Ce legătură are? Nici că am avut un membru de sindicat care a devenit director. Costin. Dacă nu mă cunoaște, sunteți mai tânăr. Da. Costin. Apropo că mi-a spus doamna Miclău și a fost și dânsa înainte să fie director general, propusă să fie lider la organizația centrală, numai că n-a mai fost validată de congresul anterior pentru 8, pentru simplu motiv că a fost numită director general. Noi n-avem dialoguri contra presei. Noi am făcut această... Gândiți-vă că eu aș trebui să fiu poate mai vehement, dar nu am de ce. Este presă, trebuie să spună ce consideră și atâta cât știe. Nu trebuie să ne facă nouă pe plac, Doamne ferește. Dar trebuie să spunem adevărul peste tot. Și tot adevărul. La momentul acesta, adevărul este unul singur. Suntem subfinanțați, suntem sub, nu avem oameni și, din păcate, nu avem dialog social la nivelul societății. Oamenii nu sunt informați. Îți trimit o hârtie. Obligația mea este să vorbesc cu membrii mei, dar obligația ta ca administrație este să-ți informezi salariații, angajatorii și mai mult decât atâta, trebuie să le asiguri condiții decente de muncă. Echipament, aer, apă, și așa suntem la lumina artificială, că suntem în subteran. Avem atâția ani, doamna Paveliu are și dânsa 40 de ani de metrou. Îi se cuvine că are experiență din punctul meu de vedere. N-am putut să mă opun să fie promovată pentru că se pricepe. Și cam toți care au fost promovați în sindicat s-au priceput.
Din păcate, cei care... Nu mă mai ajută acum, adică... Nu trebuie să ne ajute, trebuie să respecte legea. La negociere. Nu, mai la negociere. Nu, stați puțin. Nu trebuie... Nu ne ducem cu rolul. Stai puțin, că nu ne ducem. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar doamna Paveliu... Nu. Doamna Paveliu nu este subiectul acestei conferințe de presă. Îi urăm succes în activitatea de director. Are capacitatea necesară să facă ceea ce trebuie să facă pe funcția respectivă. Am avut și manager de afară. Ce e mai trist acum, că constat că cel puțin un manager de afară a fost manager. Restul nu prea au fost, dar unul a fost manager. Poate mai bun și decât ăștia din interior care sunt în ultima perioadă. Și mie două secunde, da. Dar rămânim acest aspect. În momentul când ai o funcție de conducere executivă, conform legii 367 și conform statutului, nu ai voie să ocupi și o funcție executivă în birou permanent sau în sindicat. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă o persoană de aici care o vedeți la masă și face parte dintr-o funcție executivă a USRM-ului, mâine, poi mâine, după o perioadă de 30, 35, 40 de ani, ajunge pe un post de director, de șef serviciu, asta nu înseamnă că, din punct de vedere sindical, nu și-a făcut treaba, sau asta nu înseamnă că pe funcția executivă nu-și va face treaba. Nu are legătură niciuna cu alta. Dar ca membrii de sindicat, sunt toți membrii de sindicat. 99%. Ca și, ca să fii membru de sindicat, nu poate să-ți impună nimeni, conform legislației în vigoare, să fii sau să nu fii membru de sindicat. Dar, pe urmă, incompatibilitatea funcțiilor există. Și nu ai voie, cum și fostul președinte, că știți, da? Și ne cunoaștem de mult, în momentul când a fost deputat sau senator, s-a suspendat din funcția de președinte. Nu cum zicea doamna Simona Ghetti la vremea respectivă, că e imoral să vii să participi la un meeting, de exemplu. Moralitatea nu împărțea doamna la vremea respectivă. Și a întrebat, e legal sau ilegal? Și a zis, da, e legal, dar e imoral. Nu suntem în măsură aici a altă discuție. Dar revin la subiectul acestei conferințe de presă, este situația metroului care este la limită din lipsa de finanțare, din lipsa de personal și din lipsa de dialog social la toate nivelele, în Metrorex, nu mă refer, pentru că este o luptă pe ce scaun să ne așezăm, nu să avem grijă de metro. Aș vrea să mai completez și eu. Vă rog frumos. Tot legat de proasta subfinanțare de la Metrorex. La anul 2025, pe magistrala 5-a, o să iasă din garanție. O să ne revină nouă sarcina să întreținem toate instalațiile și atrag un semnal de alarmă administrației că va trebui să redimensioneze bugetul. Că nu o să putem cu actualul buget să întreținem instalațiile pe M5. Și să cumpărăm. Dacă îmi permiteți, la momentul în care l-a spus, mi-a adus aminte. Anul acesta au fost bugetați 5211 posturi. Dacă vă aduceți aminte, în noiembrie trecut s-a dat în exploatare stația Tudor Arghezi, pentru a cărei exploatare era necesar un număr de 61 de posturi. Ce să vezi? În loc să ni se dea aceste 61 de posturi, ni s-au tăiat încă 85. Acestei, că să fie foarte bineînțeles, orice stație de metrou dată în exploatare și ne rugăm la Dumnezeu ca în 2018 să ajungem la autopane, la aeroport, 2028, înseamnă o cheltuială în plus. Caracterul social al metroului e pentru că e prietenos cu mediul, e rapid, sigur și transportă mulți călători. Dacă mergem acum pe zona de nord a capitalei la ora 6:30, o să găsim o coloană până la peste centură. Când ieși să iese spre autopane, o să constatăm că este coada de la centură până la aproape la guvern. Este imperios necesar ca extinderea rețelei de metro să fie făcută. Și momentan, ați văzut și aseară discuția, s-a aprobat, s-a scos PSAP să se liciteze pentru magistrala 4 de la Gara de Nord până la Jilava și sperăm că și acolo o să se facă structura în 3 ani de zile. Și după cum știm cu toții, pe cele 6 stații de la 1 mai spre Tokyo, adică la zona Ikea, complexul Băneasa, deja se lucrează. Am văzut chiar astăzi un comunicat al Metroexului. Stau și pe zonă, știu foarte bine că se lucrează. Speranța noastră este că în 2028 să avem o bucurie să exploatăm metrou atunci când vom face 50 de ani, să-l exploatăm și să ajungem la autopeni.
Este cel mai bun mijloc de transport public. Și de aceea noi solicităm, fiind un transport esențial, să ne bucurăm și noi de toate drepturile de care se bucură cei care fac servicii esențiale de transport, utilități, la nivel de țară. La nivel de întreagă România, adică reședințe de județ, municipii, orașe, pentru că nu... De ce dacă eu muncesc în subteran și primesc sporurile pentru condițiile de subteran, dar nu primesc alimentația, cei care fac la subteran, la suprateran primesc. Foarte bine că primesc. Sunt colegii noștri și vă mai dau o știre. Chiar astăzi am făcut documentul de afiliere, solicitarea de afiliere la Federația de Transportatorilor și Serviciilor Publice din România, adică este o revenire a USLM-ului în Organizația Sindicală Națională, fostul ATU, astăzi se numește Federația din Transporturi Publice și Servicii Publice. Este imperios necesar ca sindicatele din serviciile publice esențiale să se unească și sperăm că să reușim această unificare a mișcării sindicale pentru a vorbi pe aceeași limbă și pe aceeași voce, astfel încât să avem parteneri de dialog la nivel național și să putem influența creșterea bunăstării membrilor noștri de sindicat. Se închide magistrala Berceni-Bitela, încep lucrările acolo. Există finanțare din partea guvernului, știu de anul trecut, dar la fel de bine știu că au fost finanțări și până 2000, adică s-a mai făcut o încercare în 2017 și nu s-a găsit la momentul acela finanțare și nici la citat. Exact ca și la apa noastră, nu reușim să găsim o achiziție publică. Nu știu de ce, dar sperăm totuși să se reușească să facă achiziția publică pentru cei care vor remedia și vor reutiliza magistrala 4 și atunci vă putem spune și magistrala 2, pardon, mă scuzați, și atunci vă putem spune și cum, ce proiect va fi, dacă se va întrerupe, dacă se va lucra prin pendulă. La momentul acesta sunt diferite voci, diferite solicitări și ca atare... Dar care este situația acum? Există finanțare la acest moment. Există, din ce știu, ridicată în SEAP achiziția pentru efectuarea acestor lucrări, nu s-a licitat încă, adică nu s-a găsit un câștigător. Știu că este finanțarea alocată pe 4 ani, sper să nu se... Scuzați în termenul, dar asta este o lălăială, astfel încât să se piardă finanțarea și să rămânem cu instalații de pe magistrala 2 nemodernizate, pentru că vă spun sigur, și anul acesta, știți toată lumea ce s-a întâmplat la Tarom, și la noi există situația ca mecanicii să refuze să se mai urce într-un tren care are 2000 de călători la un anumit moment dat și care poate să aibă o problemă în trafic. Nu-mi place să vorbesc niciodată de rău Metrorex-ul, dar este imperios necesar să fac această modernizare. Da, deci... De ce spunea și colegul meu în a trage un semnal de alarmă privind subfinanțarea, în repetate rânduri, atunci când am făcut diverse forme de protest, pichet, și ne-am pus ofu legat de subfinanțare și de lipsa personalului, de practic subfinanțarea acolo duce la lipsă de personal. Tăiați microfon. Se ajunge prin lipsa de finanțare să nu poți să-ți plătești furnizorul de piese, de mentenor, fie ce-o fie el. Da? Nu-ți mai aduce piesele, am ajuns să tragem trenuri la gard, da? Să le transformăm în magazin de piese. Ședințele trecute de negocieri, s-a ridicat problema că nu mai avem aceleași încasări din fluxul de călători. Păi și nici nu avem cum, că nu mai avem același număr de trenuri dat în exploatare. Și dacă l-am avea, n-avem cu cine să facem. N-avem cu cine să le ducem trenurile, că nu mai avem mecanici. Am ajuns să stăm că dacă își ia un mecanic medical, că a ajuns la epuizare, da? Prin lipsa de acordarea concediilor de odihnă, să se lucreze în siguranța circulației cu 4-5 zile libere pe lună, este inadmisibil. Și atunci ajungem de multe ori să stăm într-un om, dacă și-a medical sau vine la servici. Câte trenuri s-au anulat săptămâna trecută? Am avut unul, dar oricum... Am avut perioade când s-au anulat 2-3 trenuri pe zi. Pe magistrala a doua... Din lipsa de personal de tracțiune. Tot lipsa de personal a dus... Că vă spuneam mai devreme legat de trenurile Metropolis, că doar prin profesionalismul nostru am găsit soluții să facem trenul cât de cât să trecem peste niște proceduri.
tot din același profesionalism al angajaților și din respectul față de societate, funcționează metroul, că am ajuns să suplinim și alte funcții pe la diverse nivele. Nu, se spune clar că sunt funcții în siguranța circulației pe care, un om în 8 ore, în loc de 3 am un om. Da, și s-a dat atribuția. Și dacă se întâmplă ceva în parcurs cu trenul, tot el e, ca cazul cu geamul, cu demolatul magazinului. A ajuns să fie cercetat că a demolat, deși nu avea echipament, nu-i se avea... Și nu avea ce să caute acolo, dar l-au trimis. Și se spune să faci lucrul ăsta. Dar o să ajungem? Cam aici s-a ajuns. Lipsa subfinanțării și a spus cuvântul. Și lipsa finanțării. Dacă nu ne încadrăm în instrucție, și lipsa de personal. Da, pe exact cum părea și colegul meu, vreau să subliniez un lucru. Noi, înainte de a fi lideri, suntem angajați ai Metrorex. Trăim pe propria piele incompetența unora. Suferim pentru că unii nu-și fac treaba. Noi suntem cercetați, avem instrucții, respectăm instrucțiile, ne facem datoria, venim la serviciu. Dacă am făcut cea mai mică greșeală, și este normal să fim cercetați, cei care fac greșeli deasupra noastră îi întreabă cineva de ce le fac și lipsa de acțiune este o greșeală. Dacă nu am primit banii care i-am cerut de la guvern și privesc cum nu i-am primit și merg mai departe, nu e o greșeală că nu știu să-i cer? Nu e o greșeală că nu îmi impun punctul de vedere? Nu e o greșeală că nu ies în evidență să spun problemele pentru a-mi plăti banii care sunt... E vorba de subvenție. Da? Nu fiind un transport în comun cu caracter social, nu se subvenționează salariul. Se subvenționează diferența de preț a călătoriei. Trebuie să fim atenți la detaliile astea. Care este cea mai ieftină din Europa. Și salariile sunt la fel cele mai mici. Nu, care, clar, trebuie să subliniem și acest lucru. Dar este normal ca o greșeală să fie plătită și cine a făcut-o să fie tras la răspundere. Dacă nu ești în stare să administrezi o societate, pleci. Dacă nu pleci și ești lăsat acolo să greșești în continuare, atunci este o greșeală și a celui care îl lasă acolo. Deci greșelile în viață trebuie să le plătim, mai ales la locul de muncă aici. Nu mi-a ieșit un pahar din fabrică strâmb. Aici dacă s-a făcut o greșeală, Doamne ferește, apare un accident, un incident și așa mai se poate transforma într-o catastrofă. Orice accident la metrou, în orice moment, se poate transforma într-o catastrofă. Nu este același lucru cum tai o iarbă în parc și s-a rupt o sârmă la o drujbă. Totuși, avem o răspundere. Transportăm un număr mare de călători. În momentul în care a intrat, a trecut de prima ușă, noi răspundem pentru viața lui. Și cum să răspund dacă nu-mi pui la dispoziție tot ce am nevoie? Și tot ce am nevoie se întoarce la fel. Nu am bani, cere-i. Nu-i ceri, pleacă. E clar. De ce trebuie să ne ascundem după DGS? Și întotdeauna, nu mi-a dat. Și dacă nu ți-a dat, ce ai făcut? Ai mers în instanță? Ți-ai cerut drepturile cum și eu vreau să mi le cer? E dreptul tău ca administrator să ceri guvernului banii care nu ți-a dat. Ce ai făcut pentru asta? Te-ai uitat că nu ți-a dat? Nu, noi cerem ca toată lumea să-și asume răspunderea pentru ce face. Dacă noi trebuie să foarte clar. Dacă nu și-o asumă și nu poți, pleci. Dacă nu pleci și rămâi acolo că te țin alții, să-și o asume alții. La mine ce se întâmplă dacă nu mi-asum să fac tot ce prevede fișa postului? Sau noi dacă mi-asum, nu mai venim. Avem o fișă de post, trebuie să o respectăm. N-am parcurs toate etapele. Ideea e foarte clară. Afară. Ce să fac? Merge și așa în siguranța circulației feroviare și călătorii la Metrorex sunt 2000 într-un tren. Este un risc mai mare ca peste tot. Înseamnă că dacă merge și așa, mâine poți să mergem și la Jilava, că tot facem stație pe acolo, Rahova sau în ce cartiere stăm. Pentru că nu poți să ai pretenții de la toți subalternii tăi să fie number one, să fie exemplar, iar tu să-i dai decât... Cum să-i ceri unul să fie unul dacă tu îi dai decât 0,7? Și dacă îi dai 0,7 10 ani, păi adun 0,3, ăla sunt 300%.
cu ce să mai facă ăla? Ia biciu și troznește și a plecat trenul Metropolis? O să vedeți și cu trenul Metropolis, că o să iasă la iveală și niște chestii pe care, sincer, nu le-am găsit în atelier. Acum 40 de ani, când eram în atelierul școală de la liceul metroului, nu l-am găsit acolo asemenea amatorism. Adică să nu știi să legi un cablu. Da? Vine și momentul când, dacă tot o țin în presă că salariații Metrorex sunt de vină, lupta nu e între mine și Alstom, este între Metrorex și Alstom, dar eu nu fac, înainte de a fi lider de sindicat, sunt angajat la Metrorex. Nu pot în fiecare an să plătesc un preț foarte mare pe mentenanță, deși cineva și l-a asumat în semnătura acel contract și n-a fost unul pe lume, a fost mai, poate au fost mai mulți, sigur cineva l-a vizat, și să mă apuc să-i spun, bă, nu pot să-i mai dau lui meseriașul cale să-i angajez să facă și n-a că trebuie să plătesc. Eu văd, am fost și la membrii, la Consiliul de Administrație, am participat la Consiliul de Administrație. Există acolo o discuție în care se spune, domne, dar acest contract o să vă bage în faliment. Dar, domne, dar când l-a semnat, când l-a vizat, când așa, nu ați fost acolo, că USLM-ul urlă de 10 ani de zile. Domne, să termină în 2019. Contractul de 15 ani din 2023 se termină. Eu noi zicem să facem internalizarea. Voi ce ziceți? Dom'le, e cea mai bună soluție pe termen lung. Dar nu o facem. O mai prelungești un an și pe urmă mai dai 15 ani. Ce vine oamenii din subteran? Oamenii din subteran vin la muncă, ieșea echipamentul de protecție la care le-au și cu mii pe care nu l-au de fapt, da? Și cu, cum îi spune, cu trusa de scule, se duce și face datoria. Dacă iese bine, e felicitat și sunt cazuri când iese prost și este cercetat. Ce ai căutat acolo? Păi, dar, domnule, ăsta e la, că altul n-am cu ce să fac acolo, tură. Ăsta e la pe tren, ăsta e... Iar, că vorbim de echipament de trenuri, sunt forțați puțin mecanicii să se ducă spre mecanic simplificat, într-un termen mai scurt decât este preferabil și să învețe, și repede du-te acolo. Bă, bravo, ai vrut să fii ceva, deștept, ai fost la examen. Când te-ai dus pe tren și ai uitat ceva, uită că de fapt tu ai fost. S-a întâmplat timpul, noi acum suntem autorizați la SFR. Nu ne sperie nimic când mergem și ne autorizați la SFR. Dar găsim niște situații, deci omul e pe funcție de 20 de ani și acum a dat examenul, l-a luat la SFR. S-a zis, domnule, că de fapt nu are calificarea necesară. Cum, domnule, după 20 de ani? Care lege se aplică retroactiv? Niciuna. Decât dacă este la infractor, dacă e o lege mai favorabilă pentru executarea pedepsei. Restul, nicio lege nu se aplică retroactiv. Adică dacă am fost numit acum 20 de ani în condițiile de acum 20 de ani, de ce îmi cere astăzi să mă autorizez pe condiția de acum? Când eu atunci am fost autorizat. Așa mâine vine unul și spune, bă, nu poți să fii președintele României dacă toată îmi trezăm. Pentru că n-ai făcut facultatea cum am pățit-o noi pe la noi, până la cerințe la unii examene, că nu poți să fii participant la examenul ăla decât dacă ești la facultatea X din orașul Y. Păi cum asta? Ce înseamnă asta? O constrângere. Nu o constrângere, e clar că e dedicație muzicală. Da, este, mi s-a reproșat în nenumărate rânduri în ultimul timp și de către membrii ai Consiliului de Administrație că una, două, amenințați că ieșiți în stradă. Noi nu amenințăm. Este un drept al nostru, este drept legal să-mi negociez contractul colectiv de muncă. Cum o fac? Cum îmi permite legea? Nu mai este o dată pe an. Nu este problema nici a administrației, nici al Consiliului. Ei trebuie să vină la negociere, să stăm la masa negocierilor, să decădem de comun acord pentru rezolvarea problemelor noastre și ale societății. Pentru ce să-mi spui? De ce să ieși în stradă? De fraier. Având în vedere compromisul... De foame ies în stradă, nu de alt motiv. De foame. Pentru că oamenii care muncesc trebuie să fie hrăniți. Clar, își respectă locul de muncă, își respectă activitatea, fă-o și tu. Nu te uita la mine că nu am bani. Nu e problema mea că nu ai bani. Nu ai bani înseamnă că nu ești în stare să-i aduci. Tu știi foarte clar în momentul în care ți-ai ocupat și ai acceptat un post ce presupune. Știi foarte clar că trebuie să asiguri asta, asta, asta. Nu o faci, nu poți. Du-te! Dar avem și Consiliul de Administrație. Noi uităm noi, nu, toți. Am zis de o persoană anume. Toată lumea e vinovată care e implicată în acest proces. Cum suntem și noi dacă facem o greșeală la locul de muncă? E același lucru. De ce trebuie să cântărim și să judecăm altfel? Nu, tot greșeală la locul de muncă. Acceptarea și inacțiunea este tot o greșeală. Da. Chiar pedepsită mai grav decât acțiunea greșită.
Aș vrea să știu și opinia dumneavoastră despre planșeul Nilii, că l-am lucrat aici, în el. Pot să vă răspund și la acest. Am văzut imaginele din presă, chiar am fost întrebat. După părerea mea, nu era rău să se facă. Dar apreciez și faptul că s-a retras fotul primarului general. Dacă nu... Acum mă provocați la o chestie. Știți că am fost în PNR. Există pe acest plan național de reziliență și redresare. În care și metroul de la Cluj și metroul de la București au primit niște sume. 300 de milioane, parcă, de euro. Nu? Cam așa era. Am stat 2 ani de zile să ni se dea autorizații pentru a se face accesele de la Gara de Nord 2. A fost implementat în PNR. Dezvoltarea rețelei de la Gara de Nord 2 până la stația Filaret, structură, și de la stația Eroii Revoluției până la stația CFR Progresul, instalațiile. Păi numai când mă gândesc cum să poți să faci, mă, să faci structura până în stația X și să n-ai tunelul și tu să vrei să bagi instalații, unde le bagi? Sub șosea? Pentru ce? Apropo de decizii politice, că nu vreau, că pe urmă iar mă încing și nu e bine. Și atunci, actualul guvern a găsit soluția să folosească până la Tokyo banii respectiv 300 de milioane. Eu sper să ne dea și șansa, pentru că nu se mai face Clujul, nu mai pot să-i folosească, să ne dea nouă aia 300 de milioane, că poate reușim să facem 2-3 stații până la Tokyo, să le deschidem, să ne dea și instalațiile pe banii. Dar dacă tu stai 2 ani de zile să iei una autorizație de construcție la o stație, la un acces de metru, păi nu este nu de interes local. Că e de interes local metroul, dar ținând cont că suntem capitala țării, e de interes național. Și dacă eu stau 2 ani de zile la Comisia de Urbanism să-mi pună puzul și mi se aprobă aproape că nu mai pot să-l folosesc, ce rezolv? Că te întreb de multe ori, bă, sigur ăștia reprezintă România? Și pe cetățenii lor? De multe ori te întreb. Dacă pică mâine pasajul Unirii pe cele două stații de metrou, intră Dâmbovița, păi credeți că mai pornim metrou vreo 2 ani? Sau mai merge cineva cu metrou? Dar de ce nu Păi, ia vină, ai comis, tu ești sectorul 4, ai făcut pasajul pe înțelegere cu primarul general, de ce nu faci înțelegere cu primarul general și acum? Că iarăși mă provocați, ieri am văzut o știre cu tramvaile, că dansează pe linia lui 40 și tramvai. Păi mă scuzați că mi-a zis de PSD. L-am aprobat în 2020 să se facă. Au trecut 4 ani. Nu pot să zic că lumea Gabi Firei de vină. Eu când eram în Consiliul General, l-am aprobat la Comisia Economică. Să se facă 11 linii din tramvaie. S-a făcut decât partea de linia 11 acolo la Grozăvești. Dacă le amânăm, în 2017 trebuia să facem... S-a găsit planul să proiectase obiectiv de investiții. Cum facem să reparăm magistrala de metro? Sau... Nu am găsit soluția, n-am găsit banii. Acum am găsit banii, sunt curios cât s-o dureze. Și exact ce spune domnul secretar general, bă, dar tu când ți-ai asumat că stai pe scaunul ăla, n-ai fi obligații și fisa postului? Bă, vreau să fac, ce am venit, ce am ridicat mâna? Bă, votați-mă că cel mai deștept. Vreau să vă fac să o duceți mai bine, să trăiți mai bine. Că vorbeam mai devreme că e cea mai ieftină călătorie. Am o soră în Germania, a venit în România. Și mi-a zis, băi, fratele meu, pe voi vă costă mai mult mâncarea decât mă costă până în Germania. Tot la Lidl mergând. Și calitatea altă. Și zice lumea, bă, vor ăștia de la Metrobani. Păi cum să nu vreau, fratele meu, că în 2020 mă costa 0,47 kW și sunt cel mai mare consumator de energie electrică din București. Și acum mă costă, da, al treilea pe țară. Pentru Metroex-ul mânca 3 tera, Arlos Latina, care e cel mai mare consumator, mânca 7. Pentru ăla s-a făcut un contract ca să funcționeze cu un tarif normal ca să-l facă să funcționeze. Eu care sunt cu caracter social, oamenii trebuie să plătească mai puțin și subvenția trebuie să fie acordată. Păi dacă tu îmi crești prețurile la energie de 3 ori, nu trebuie să-mi dai banii respectiv până subvenții? Că așa spune hotărârea. Este diferența dintre cheltuielile totale și veniturile din transport. Ca să iarăși o să ziceți că am ceva cu doamna Miclău și domnul. Cum reușim? Am dărâmat, spune acolo, băi, un manager trebuie să-și maximizeze profitul, să-și crească veniturile și să-și limiteze pierderile.
Păi dacă eu aveam venituri din publicitate, venituri din activitate comercială, venituri din... Și acum am scos și proiectele speciale care aduceau undeva la câteva sute de mii de euro pe lună. Ce să fac? Mă duc și zic, domnul ministru, nu mi-ajunge subvenția, dați-mi mai mult. Păi de ce? Păi știți, mi-a luat Astal de 162 în instanță, 162 de milioane de lei, mi-a luat ăsta pe penalității Aștomul 220 și pe mentenanță și cer și oamenii o creștere salarială care ce ar însemna? Vreo cât înseamnă, domnule? Hai să zicem 70 de milioane de lei pe an. Nu se poate, domnule. Hai să-i dăm la Staldi, hai să-i dăm la Aștom. Păi în acțiune, pe ne... Prea stăm sclavi în țara noastră, prea suntem... Am crescut metroul ăsta și acum vrem să-l îngropăm. E trist după 40 de ani să vii să zici, bă, n-am nevoie de oameni. Sunteți prea mulți. Trebuie să rămâneți mai puțin. Asta n-a spus-o decât Drulă, dacă tot facem politică. Și nu mi-aduc, mi-aduc aminte că atunci, la, când am fost la momentul respectiv la prefectură, aceeași echipă care era lângă domnul director de atunci, domnul Paraschiv, este acum cea care conduce și decide cele mai mult. Pentru că restul că am fost epurați, trimis la culcare, că nu se pricep, că sunt fan lui X, fanii lui Z. Acolo suntem. Oamenii de aici iubesc metro, au 40-20 ani. Nu pot să stau să mă uit cum vine cineva care ar trebui să-l iubească și îi spune afară, mă. Păi cât afară, mă, că o să moară oamenii în metro? Și ce să se întâmple? Doamne, ferește un accident, că am trăit și cu Ponta chestia asta în 2014, când aveam un director de afară. M-am dus la domnul Rusi, am arătat și neaia de un metru ruptă, care, atenție, de-abia acum se schimbă dacă s-a schimbat. După 10 ani de zile, aceeași șină. N-avem bani, n-avem bani, n-avem bani. Te mai duci pe acolo, pe acolo, pe minister. Lăsați-ne, bă, cu metroul vostru, că voi, din cauza voastră, nu se face dezvoltarea României. Pentru ce, mă? Pentru 10 milioane de pe lună? Dar îi plătesc la Astaldi cam în fiecare... sau Astaldi, ăsta... Astaldi a câștigat la noi în fiecare an cel puțin 100 de milioane. Păi cu 100 de milioane, dacă le zic la oameni, băi, ne dau ăștia creșterea salarială totală cu 100 de milioane, toată lumea zice, șeful muncește doar mai mult. Dacă reușesc să faci asta, să mor eu. Suntem într-un talmeș-balmeș, prea mulți sclavi care se bagă pe sub scaun ca să stea pe scaun, dar pe sub masă. N-au curaj să se ducă. Apoi, vă spun, dacă țin de vicepremierul, vine aici pe scaunul ăsta să te... Și spune, facem așa și vom rezolva într-un... Și de la metrou în sus nu pleacă documentul. Să ni se spună nouă, direct, să ni se facă, să ni se dragă. Legea spune ca tu să inițiezi documentul. Eu am făcut inițierea, dumneata trebuie să continui. Și ce dialog social să ai cu cineva care nu vrea decât să-ți ia? Să fiți mai puțin, lasă-mă că se poate, ce mai vreți voi atâta? Noi nu vrem decât să ne menținem nivelul de trai. Și pentru asta se impune și o creștere salarială pentru anul viitor. Pentru că ați văzut, tarăm... Cum trebuie să fie casa acoperită? Păi, calculați dumneavoastră că... Păi, dumneavoastră sunteți specialist vechi în domeniul transportului. Cunoaște legea 195. Să se respecte legea. Asta cer. Să respecte legea 195 și să se respecte și cealaltă lege care spune rata inflației. Și eu zic că vom găsi soluții. Nu cerem nimic ce nu este cuvenit. Totul este ca oamenii să... N-am crezut niciodată că va începe migrația salariaților de la metro către CFR. A început. De ce? Aer curat. E mai bine. Bonurile de masă la privați le primesc. Nu i s-a luat niciun drept. Stau la suprafață. Deci vreau să mai adaug un lucru. Vom avea o problemă cu indiferent ce director va fi, absolut oricine, indiferent de nume. Cât timp nu-și face treaba, vom avea aceeași problemă. Țin să reamintesc că anul trecut am început negocierile cu rugămintea de a plăti către salariați bonurile pentru piesele de schimb care le-au cumpărat din banii lor. Noi să putem să ne facem treaba, am fost nevoiți în unele momente să asigurăm necesarul minim de piese de schimb. Și am pus bani din buzunarele noastre și le-am cumpărat, la care ne-am prezentat cu bonurile. Nu le-am dus să ne cumpărăm nici apă, nimic pentru noi. Pentru a funcționa instalația. Aici că e problema voastră ce ați făcut. E problema noastră? Și vreți să răspundem noi pentru ea? Nu!
trebuie să răspundă exact cine nu-și face treaba. Vorbim exact de piese de schimb, vorbim de lucruri care duc la fapte grave. Și cineva trebuie să și le asume. Nu noi, nu oamenii care își fac treaba. Lipsa pieselor de schimb nu e a lor. Dacă nu venea la serviciu, era problema lui. Dacă întârzia, era problema lui. Dacă nu își făcea datoria, era problema lui. Restul nu e problema lui. Noi asta trebuie să respectăm. Asta, de asta suntem în fața dumneavoastră. Cerem în același timp ajutorul și sprijinul. Noi venim în fața călătorilor cu un serviciu. Îl facem la cel mai înalt nivel. Dar în același timp trebuie să avem susținerea financiară pentru a îndeplini această activitate. Totodată vreau să ne cerem scuze pentru călătorii cetățenii capitalei care suferă pentru faptul că se dezvoltă metrou. Trebuie să înțeleagă că extinderea rețelei până la Otopeni și cea va fi până la Jilava și va produce alte probleme în trafic este pentru cetățenii capitalei. Deci nu este o dorință de a crea un disconfort cuiva. Este o dorință de a crește nivelul de trai și de bunăstare. Metrou, prin faptul că va funcționa, poate reușim totuși să scoatem mai multe mașini din trafic, iar aerul va fi mai respirabil pentru toți cetățenii capitalei. Este nevoie de metrou la Otopeni, este nevoie de prelungirea magistralei 4 până la Jilava, care va duce la un nivel de bunăstare și de confort pentru cetățenii Bucureștiului. Vă mulțumim încă o dată. Da, în completare, cred că prima dată, cred că societatea era cea care trebuia să-și ceară în primul rând scuze față de cetățeni. Dar atâta timp cât societatea nu știe să comunice modificările legislative ce afectează salariatul, da. Și mai e un lucru. Dacă o dată pe an avem dreptul să negociem contractul colectiv de muncă, ca cetățean al României, o dată pe an, o dată la 4 ani, avem dreptul să votăm. Așa trebuie să și negociem. Nu trebuie să îngrădite aceste drepturi. În niciun fel. Nu. Vă mulțumim încă o dată și...